Într-o eră în care majoritatea tinerilor se mărginesc să vadă ecranizarea cinematografică a unor capodopere din literatura universală și să citească doar coperta cărților, funcționarea bibliotecilor și activitatea bibliotecarilor este cu atât mai mult de apreciat. Astăzi, această îndârjire a bibliotecarilor din județul Hunedoara de a contribui activ la educarea tinerelor generații a fost răsplătită cu diplome, flori și pachete oferite de Biblioteca Județeană celor mai bune biblioteci publice din județ. Sala de lectură a Bibliotecii Județene a căpătat un aer de sărbătoare, aici fiind organizată și festivitatea de premiere a celor mai bune biblioteci publice din județul Hunedoara. Au trecut deja 14 ani de când Biblioteca Județeană Ovidiu Sușanu Hunedoara Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, a lansat competiția profesională între bibliotecile publice hunedorene, Bibliotecile Anului. Ne-am propus atunci să creăm o modalitate eficientă de stimulare a activității bibliotecilor, de a le atrage într-un concurs care, deși nu este dotat cu premii materiale, stimulează spiritul de emulație între toți cei care lucrează în lumea fascinantă a cărților. Pe măsură ce ani au trecut, acest concurs a devenit tot mai incitant, mai așteptat. Colegii mei au devenit tot mai implicați în viața bibliotecii, tot mai prezenți în viața comunității. Întâlnirile noastre sunt întâlniri de suflet. Ne împărtășim impresii, ne consultăm, simțim că am devenit cu timpul o mare familie. Îmi place să cred cu adevărat că am devenit o mare familie unită, o familie în care ne simțim bine, ne sfătuim, ne simțim bine unii cu ceilalți. Avem o profesie nobilă, aceea de a aduce lumina cărții în mințile și inimile cât mai multor membri ai comunităților locale. Îi felicit pe colegii mei pentru întreaga activitate desfășurată pe parcursul anului 2023. Felicit autoritățile publice locale care se implică în cultură și implicit în viața bibliotecilor publice din județul nostru. Biblioteca Județeană, care coordonează metodologic bibliotecile publice de toate tipurile din județ, a elaborat un amplu punctaj și a stabilit criterii precise care, odată îndeplinite, permit realizarea unui clasament al bibliotecilor. Concursul este departe de a fi o competiție formală. El stimulează bibliotecarii să-și îmbunătățească munca de fiecare zi și să facă din bibliotecă un adevărat centru de cultură și de informare. Astăzi organizăm festivitatea de premieră a celor mai bune biblioteci publice din județul Hunedoara la cele trei categorii: municipale, orășenești și comunale. La categoria biblioteci municipale, câștigătoare este Biblioteca Sebastian Bornemisa din Orăștie. La biblioteci orășenești, câștigătoare este Biblioteca Orășenească din Uricani, iar la biblioteci comunale avem trei câștigătoare: Biblioteca Comunală Râul de Mori, Baru și Beriu. Este pentru a patra oară când, în calitate de primar, vin alături de doamna Tomuța Daniela, bibliotecară de la Comuna Beriu, să ridicăm un premiu. Acest fapt se datorează activității dumneei, în primul rând. Are o colaborare foarte bună cu școala și vreau să vă spun că poate cheia succesului că la Beriu treburile merg bine, atât la bibliotecă și la școală, că eu, ca primar, nu-mi bag nasul în treburile lor și le las să-și facă treaba, le cer să-și facă treaba cu corectitudine, cu promptitudine și rezultatele se văd. Acesta este un premiu care mă obligă mai mult să fie anul 2024 mai mult decât 2023 și dacă anul trecut am avut atât de multe proiecte cu sprijin de la organizații non-guvernamentale din comunitate, anul acesta încerc să țin pasul cu ceea ce a fost 2023 și chiar mai mult. Anul acesta a fost premiată și excelența în activitate, în semn de prețuire pentru munca desfășurată de-a lungul unei vieți, cu competență și mult suflet. Și pentru că mâine este Ziua Internațională a Femeii, gazda și organizatorul evenimentului, Sebastian Bara, managerul Bibliotecii Județene, le-a oferit invitatelor, în semn de respect, câte un superb trandafir.